În numele Dumnezeu, ce milostiv, îndurător, assalamu alaikum, pacea asupra voastră. Pentru că urmează luna Ramadan, minunată lună de Ramadan în care, inshallah, cu voia lui Dumnezeu, cu toții vom ține post sau vom încerca să ținem post. Marea majoritate a musulmanilor încearcă să-și plătească zakatul, dania, în perioada Ramadanului. Pentru că în perioada Ramadanului este mai multă răsplată pentru milostenie. Și dania este tot o milostenie, dar este o milostenie obligatorie, clară, bine definită și determinată de către Dumnezeu. În Sfântul Coran ne-a spus acest lucru și că avem această obligație. Aș vrea să vă amintesc câteva versete pe care pe mine personal mă fac să mă cutremur de fiecare dată. În capitolul 96 sunt versetele 6-8. Dar omul întrece măsura când se vede el bogat, dar tot la Domnul tău se află întoarcerea. Mă cutremur pentru că îmi dau seama, mi s-a întâmplat și mie, uneori când sunt tare fericit și toate lucrurile merg bine, mi se întâmplă și mie să uit de Domnul meu. Și sunt convins că asta se întâmplă la mulți oameni, nu spun că la toți, dar la mulți oameni se întâmplă acest lucru. Și mă cutremur pentru că există aceste clipe și nu știu cum am să le argumentez, dacă o să am posibilitatea să argumentez, când am să fiu în acea zi, ziua judecății de apoi. Deci oamenii trebuie să-și plătească dania, zakat. În limba arabă se numește zakat. Uneori oamenii când sunt bogați, după cum am spus, uită de Domnul lor și așa se întâmplă că uită să-și plătească și această danie, acest zakat, această milostenie pe care oamenii trebuie să o dăruiască în fiecare an. Toți musulmanii care sunt sănătoși, întregi, la minte și adulți trebuie să plătească zakatul. Copiii și cei care au probleme mentale, ei nu trebuie să plătească zakatul, pentru că nu au asemenea răspundere. Important este faptul că există un prag de bogăție, pragul de nisab, în limba arabă, nisab. Acest prag de bogăție pe care musulmanul, în momentul în care l-a atins, este considerat apt de a plăti zakatul, este de 85 de grame de aur, pur aur de 24 de carate. Adică, orice musulman care este sănătos la minte și care are o avere personală peste 85 de grame de aur pur, prețul aurului pur, prețul aurului în general și a tuturor lucrurilor se schimbă în fiecare zi, nici nu mai discutăm de în fiecare an. Deci în momentul în care vă vine vremea să plătiți dania, pur și simplu verificați prețurile aurului pur. Deci aurul de 24 de carate este anunțat la bănci și anunțat la, nu știu, pe site-urile de specialitate. 85 de grame de aur de 24 de carate în perioada asta valorează undeva la 180 de milioane, 18.000 de lei. Deci cine are o avere mai mare de 18.000 de lei trebuie să plătească dania, zakat.
Averea ce înseamnă? Telefonul mobil, proprietate personală e avere. Hainele, aurul, argintul, mașina personală, mobila din casă, apartamentul, garsoniera, casa, vila, toate aceste lucruri, dacă nu sunt cumpărate în rate. De exemplu, îmi cumpăr mașină în rate. Această mașină nu este considerată ca fiind proprietatea mea până nu am achitat toate ratele. Apartamentul, cumpăr în rate, este proprietatea mea în momentul în care am achitat ratele. Până atunci, nu este considerat ca fiind averea mea. Deci, orice musulman care în momentul de față are un apartament, indiferent cât de mic și de amărât, a depășit pragul de nisab și trebuie să plătească zakatul. Dacă aș avea posibilitatea să țin o predică de vreo două zile, aș putea să vă citesc, că nu țin minte, cele 800 și ceva de hadisuri care vorbesc despre modalitatea de plată a zakatului. Pentru că există modalități de plată a zakatului calculate inclusiv pentru cămile, pentru grâu, pentru orz, pentru ovăz, pentru oi, pentru capre, câte cămile, la 5 cămile nu dai, la 25 cămile dai o cămilă tânără de un an. În fine, asta chiar nu ne interesează, din nefericire spun, noi nu avem cămile, pentru că sunt foarte scumpe. Deci dacă am avea cămile, am avea o avere considerabilă. Dar pentru noi ăștia măriții care avem doar un apartament și un business sau câteva capre și două vaci, este foarte simplu de calculat. Ce câștigăm într-un an? Deci atenție, în momentul în care ajungem la pragul de nisab, la pragul de bogăție, deci când avem o avere peste calculat ieri, alaltă ieri, 180 de milioane, 18.000 de lei, din momentul ăla, trebuie să așteptăm să treacă un an de zile. Atenție, un an de zile islamic, adică 355 de zile. La 355 de zile, pac, m-am dus și am plătit zakatul. Zakatul, dania, o plătim și facem un calcul simplu, pentru că calculele sunt foarte complicate pentru animale, grâu și alte chestii. Foarte simplu vă spun, din câștigul vostru din acel an, 2,5% îl dăruiți. Atenție, îl dăruiți. Deci dania se dăruiește de dragul lui Dumnezeu. Și zakat în limba arabă înseamnă a purifica. Prin această danie pe care o dăruim de dragul lui Dumnezeu, purificăm, curățăm sufletele noastre. Prin credința care o avem că dăruim această danie. Și curățăm mințile noastre de dorința noastră de a avea mai mult și de a fi zgârciți. Să adunăm cât mai mult. Dar în primul rând, arătăm frăție cu musulmanul care este sărac, care nu a fost atât de binecuvântat ca și noi și care nu trebuie să plătească danie, nu trebuie să plătească zakatul. Deci unii sunt mai fericiți din punct de vedere financiar, alții mai puțin fericiți. Prin această danie, prin acest zakat, apare legătura de frăție adevărată între musulman, între cel bogat care este fericit că poate să plătească dania și între cel sărac care este fericit că musulmanul bogat este fratele lui, este cel cu care mănâncă la masă, cel cu care se roagă, cel cu care bea apă, cel cu care se va prezenta inshallah în paradis. Deci cei care trebuie să plătească zakatul trebuie să ia această posibilitate ca un lucru fericit pentru ei. Nu este o pedeapsă, este o fericire pe care Allah subhanahu wa ta'ala în dragostea lui ne oferă. Zakatul, dania,
V-am spus la început, unii preferă să o dea în perioada Ramadanului. Asta este o mică gimecherie. Fiindcă în perioada Ramadanului este răsplată mai mare. Dar dacă perioada de 355 de zile este în luna Șaban, dați-o în luna Șaban, nu mai așteptați o lună. N-are rost. Răsplata este cea mai mare când plătiți dania, când plătiți zakatul la timpul ei. Unii musulmani mai fac o jumecherie frumoasă. Anul ăsta am făcut și eu 50.000 de euro, mă duc și cumpăr un apartament de 35.000 de euro cu două săptămâni înainte să facă anul și mai rămân numai 15.000 de euro pe care să-l plătesc zakat. Iar la acel apartament care l-a cumpărat, îl dă în chirie. Iar din chiria lui va plăti peste un an zakat. Pentru că este un bun dobândit, o investiție, peste un an va plăti zakat din chiria care o încasează la acest apartament. Este o șmecherie. Nu-i chiar corectă, că ar putea să plătească întâi zakatul pe aia 50.000 de euro și apoi să cumpere apartamentul. Dar, eu îmi pun întrebarea, putem să facem noi oare gimecherii cu Dumnezeu? Putem să-L învârtim pe Allah, să-I spunem că, ia uite, șefu, am făcut și o investiție, că nu mai puteam aștepta două săptămâni. Îți dau mai puțin anul ăsta. Nu dăm nimic pentru Dumnezeu. Tot ceea ce dăm, acest zakat, această danie, e pentru sufletul nostru. Și El înmulțește credința noastră și faptele noastre bune. Vă rog să aveți în considerare că dania, zakatul, este atât de important încât îi pomeni de peste 80 de ori în Coranul cel dăruitor. Și atenție, în marea majoritate a cazului este pomenit împreună cu rugăciunea. Și faceți voi rugăciunea și dați dania. Drept credincioșii să-și facă, să-și îndeplinească rugăciunea și să dea dania. Deci, atenție, 80 de pomeniri este de o importanță vitală. Și în marea majoritate a timpului, a pomenirilor, este legat de rugăciune. Deci, importanța zakatului este deosebită. Cine trebuie să primească acest zakat? În primul rând, am înțeles cine trebuie să-l plătească, cei care au depășit pragul de nisab, pragul de bogăție. Acum, cine trebuie să-l primească? Trebuie să-l primească cei săraci, care muncesc, dar nu le ajunge. Trebuie să-l plătească cei nevoiași, care nu au nici măcar unde să stea, care nu au nici măcar un venit. Pot să-l primească o parte, bineînțeles, cei care lucrează ca să adune zakat. În unele țări, așa zisele țări islamice, spun așa zisele pentru că nu sunt țări islamice atât timp când nu au lege de stat, șaria. Din punctul meu de vedere, aici am tras linie. Când o să aibă șaria, atunci spun țări islamice. Până atunci sunt țări majoritar musulmane. Deci, în aceste țări există organizații care colectează zakatul, există ministere. Cum în România există Ministerul Cultelor. Acolo există ministerul care se ocupă tot de culte și care are funcționari ce adună zakatul. Ei trebuie să fie atenți să nu colecteze prea mult de la un om. Asta este greșit. Este interzis. Ei adună zakatul și îl distribuie apoi pentru școli, pentru oamenii nevoiași, pentru oamenii sărmani, pentru profesori, pentru imami, pentru noi musulmani, pentru viitorii musulmani, pentru musulmanii care sunt la început și care trebuie ajutați pentru că ei trec printr-o schimbare extraordinară. Se folosea mai demult și la eliberarea sclavilor. Acum, teoretic, nu mai există sclavi decât sclavii capitalismului. Ăștia nu-i mai putem elibera. Deci nu se mai da acum zakatul, dania pentru eliberarea sclavilor. Se întâmpla acum 14 secole. Una dintre minunățile și frumusețile care a venit islamul a fost să îi învețe pe oameni să se străduie să elibereze sclavii și să îndepărteze sclavia. Fără să-i forțeze.
Aici este minunăția învățătorilor lui Dumnezeu, pentru că îți dă dreptul să alegi și poți să faci lucrurile din sufletul tău și cu dragoste. Se mai poate dărui și la cei care au probleme financiare foarte grele sau îndatorat și situația lor financiară nu este grozavă, salariile lor sunt mici, nu știu, poate au rămas fără job și are o datorie undeva, pot să fie ajutați. Nu cei care au o casă mică cu 14 camere și o mașină de 150.000 de euro. Eu mă refer la cei care stau în două camere și au greutăți. Deci, în sensul că acei oameni pot să fie ajutați din zakat. Pentru cei care muncesc pe calea lui Allah, pe calea lui Dumnezeu, pentru cei care fac dawa, pentru tipărirea de cărți, pentru tipărirea de manuale, pentru construirea de școli, pentru construirea de spitale, nu se dă zakatul pentru construirea de moschei. Asta se face din milostenie, e altă parte pe care musulmanii trebuie să o facă. Și mai este o categorie, a opta categorie, pentru călători. Un călător care, nu știu, ajunge la București sau ajunge aici la mine și spune: frate, ajută-mă, trebuie să ajung în Germania și nu mai am această posibilitate, am rămas fără bani, am plătit taxe prea mari sau pur și simplu mi-am pierdut bani. În fine, trebuie să-l ajutăm, este datoria noastră. Pentru cine nu avem voie să plătim zakat? Dania. Musulmanul nu are voie să dea danie la soția lui. Poate să-i dea milostie, poate să-i dea cadou, poate să-i dea ce vrea el, dar nu are voie să-i dea la soția lui. Soția nu are voie să-i dea la soț. Nu poți să dai zakatul la copii, nu poți să dai zakatul la frate, la soră, la mamă, tată și bunici. Este logic. De ce? Pentru că într-un fel sau altul, între anumite posibilități, tu moștenești acele persoane și este absurd, e ca și cum ți-ai da zakatul ție. Și oricum ai datoria islamică de a avea grijă de soția ta, de a avea grijă de copiii tăi, de a avea grijă de mama ta sau de tatăl tău. Deci nu poți să faci această dăruire a zakatului, a danii, la persoanele pe care deja Dumnezeu ți-a spus: bă, băiatule, ai grijă de ei. Cui dăm zakatul efectiv? Am stabilit. Dar cum procedăm? Sau mergem noi, fiecare, cel care vrea să dea zakatul, să duce și îl dă la persoana X. Sau dă la o moschee. De anul ăsta chiar am spus, poți să preluăm și noi zakatul. Inshallah. Dacă o să fie cineva care să dea zakatul. Deci puteți să alegeți ambele variante în România. Sau să dăruiți zakatul, dania, direct la una dintre categoriile menționate, sau, dacă nu vreți să vă implicați, sunt oameni care vor să-și dorească dania, vor să-și dorească zakatul, dar nu vor să aibă legătura directă cu sărmanul sau cu nevoiașul sau cu cel la care îl dăruiește. Din respect, din dragoste, din jenă, din un milion de motive. Atunci puteți alege ca intermediarul să fie o moschee. La moschei sunt oameni care se pot ocupa de această problemă. Deci aveți aceste două variante. Totuși, eu spun să vă calculați zakatul și să-l dați la timpul potrivit. Nu să așteptați 16 luni ca să prindeți Ramadanul sau să încercați să faceți jmecherii cu investiții la 11 luni jumate. Sfatul meu e să vă străduiți să faceți această dăruire de dragul lui Dumnezeu, pentru că asta vă întărește credința, vă crește credința, imanul, în limba arabă, și această obligație este atât de strâns legată de rugăciune, încât trebuie să realizăm că nu putem să facem altfel. În încheiere să facem câteva dua. Doamne, binecuvântează pe toți cei care au ajutat la construirea moscheei Maria. Amin.
Doamne, binecuvântează-i pe toți cei care ajută la toate casele tale din toată lumea. Amin. Doamne, binecuvântează România și ferește de ticăloși, excroți, vânzători și trădători. Amin. Doamne, binecuvântează poporul român și ridică vărul de pe ochii lor. Amin. Doamne, binecuvântează și țara fratelui nostru Turcia și ferește de ticăloși de trădători. Amin. Doamne, binecuvântează și poporul turc și îndreaptă pașului pe drumul cel drept al credinței. Amin. Doamne, nemăsurată-i puterea Ta, ferește-i pe oameni de durerile războiului și a foametei și a frigului. Amin. Doamne, binecuvântează-ne și pe noi cei puțini care ne-am adunat aici de dragul Tău și într-o adurarea Ta. Amin. Amin.